Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal! Moțiunea de cenzură a fost citită în plen și cam atât. Nu știm când vom avea un vot asupra ei, în condițiile în care în birourile permanente reunite PNL și PSD au votat să pună acest lucru pe ordinea de zi doar după o decizie a Curții Constituționale asupra sesizării pe semnăturile moțiunii. Până atunci, alianțele nefirești continuă, USR cu AUR și PNL cu PSD. Colega mea, Gabriela Mihai, a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Gabi! Până dimineața, până acum avem o singură certitudine și anume aceea că până pe data de 15 septembrie ambele părți implicate în acest demers, adică atât Guvernul României cât și Parlamentul României, trebuie să trimită Curții Constituționale punctele de vedere. Pe de altă parte, conform procedurii, ulterior, Curtea Constituțională va mai stabili un termen pentru ședința publică de judecată și un alt termen pentru a venit cu o decizie pe sesizarea făcută de guvern împotriva Parlamentului după ce a fost depusă moțiunea de cenzură de la cei de la USR Plus împreună cu AUR. Așadar, există probabilitatea ca o decizie finală din partea Curții Constituționale să vină după Congresul Partidului Național Liberal, care are loc în aproximativ 2 săptămâni, adică pe 25 septembrie. Cert este că în aceste momente știm că cei de la Curtea Constituțională ar trebui să dea o decizie până pe 28 septembrie. Așadar, rămâne de văzut cum se va implica Curtea Constituțională sau nu. Știm, conform istoricului, că cei de la Curtea Constituțională de regulă nu se implică în scandalurile politice. Tocmai de aceea este probabil ca o decizie definitivă pe sesizarea făcută de guvern să vină după data de 25 septembrie. Acest lucru înseamnă că Congresul Partidului Național Liberal se va desfășura cu premierul Florin Cîțu în continuare în funcție de premier, ceea ce înseamnă că ar putea să-i sporească șansele pentru a câștiga șefia Partidului Național Liberal. Până la urmă vorbim despre o cursă în care este înscris cu actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Am văzut și o provocare lansată ieri de premierul Florin Cîțu. Acesta spunea că dacă nu va fi constituțională procedura prin care s-a depus moțiunea de cenzură și Curtea Constituțională arată că executivul a avut dreptate în momentul în care a făcut această sesizare, atunci, în opinia sa, ar trebui ca cei doi președinți, președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului, să plece din funcție imediat. Gabi, mulțumim pentru informații. Și a fost scandal în plenul reunit. Florin Roman a fost evacuat cu forța de la prezidiu. Chesturii au tras chiar scaunul de sub el. Deputatul PNL, delegat de Ludovic Orban să-l înlocuiască, a încercat să conducă ședința plenului reunit, chiar dacă la conducere se afla Anca Dragu. Deputații AUR i-au tras scaunul și l-au ridicat de mâini pe Florin Roman de la prezidiu. Acesta încerca să conducă ședința în calitate de vicepreședinte al Camerei, delegat de Ludovic Orban, în ciuda faptului că, potrivit procedurii, Anca Dragu era cea care trebuia să anunțe ordinea de zi. Domnul Roman, sunteți vicepreședinte, vă rog, nu mai faceți un abuz, lăsați-o pe doamna Dragu să conducă ședința. În primă fază, Florin Roman nu putea să se dezlipească de microfon. Tinere, deci, în momentul ăsta, nu votez. Suntem stimați colegi cadrului regulamentar. Stimați colegi, cu majoritate de programul de lucru a fost aprobat. Doamnelor și domnilor, intrăm în ordinea de zi. Ședința. Intrăm în ordinea de zi, invit pe autorii moțiunii să prezinte moțiunea. Chiar dacă chesturii au tras scaunul de sub el, Florin Roman a continuat să vorbească din picioare, ținându-se strâns de microfon. Nu ai dreptul, dar... Nu văd. Dar tu... Anca. Dar spune-mi microfon.
Îi invit pe cei care au depus moțiunea să dea citire textului moțiunii. Pe Facebook, momentul făcea senzație. Haideți, vă rog, să ne calmăm. Am revenit în cadrul regulamentar. Am văzut o încercare disperată a unui membru din echipa lui Florin Câțu de a confisca, de a uzurpa efectiv conducerea ședinței. Ceea ce a făcut domnul Florin Roman ne aduce aminte exact de momentele cu Iordache, exact de momentele cu Dragnea. Domnul Florin Roman și-a însușit calități care nu i-a aparțineau. A fost o uzurpare de calități oficiale, ocupa un scaun care nu i se cuvenea, iar domnul Roman o să aibă o plângere penală din partea noastră pentru uzurpare de calități oficiale. Florin Roman a ignorat jurnaliștii și a ieșit ca o furtună din Parlament și a regăsit curajul abia acasă în fața tastaturii. Voi depune plângere penală pentru huliganism și distrugere de documente oficiale împotriva celor din coaliția toxică USR Aur, care în timpul ședinței plenului reunit m-au blocat prin forță, huliganism, injurii și agresiune fizică să-mi exercit mandatul constituțional. Dialog incredibil în plenul Parlamentului la citirea moțiunii de cenzură. Liderul AUR George Simion și senatorul PNL Alina Gorghiu au avut un schimb de replici dure și jignitoare unul la adresa celuilalt. În timp ce Simion o acuză pe vicepreședinta Senatului că încalcă Constituția, Gorghiu îi spune că nu face decât să urle ca o maimuță. Mai mult, liberala îi consideră pe parlamentarii AUR niște huligani. Încălcați Constituția. Ca o maimuță și n-are nimeni voie să spună nimic. Urlu ca o maimuță, zice doamna. De ce? Pentru că ați pus mâna pe domnul Roman fizic. Colegii dumneavoastră se poartă ca niște huligani. Nu e în regulă să agresați un deputat. Nu e în regulă să încălcați Constituția. N-avea de ce să conducă el această ședință. Iar George Simion i-a oferit o replică lui Florin Câțu după ce premierul i-a acuzat pe cei de la USR Plus că sabotează campania de vaccinare la îndemnul celor de la AUR. Președintele AUR i-a transmis premierului că i-a luat locul în ceea ce privește teoriile conspirației din politica românească. Îmi este milă de domnul Câțu, se teme, este paranoic, începe să vină cu tot felul de scenarii elucubrante. Se pare că am înlocuit rolurile. Domnul Câțu acum e cu teoriile conspirației. Reacția lui Simion vine după ce Florin Câțu a oferit o explicație halucinantă pentru demiterea secretarilor de stat de la USR Plus. Ar putea să facă orice împotriva acestei guvernări, pentru că politica pe care o vedem din partea partidului USR este, Plus este aceea de a da jos acest guvern. Dacă cumva AUR a negociat ca această campanie de vaccinare să fie încetinită. Câțu a explicat că îi suspectează pe cei de la USR de sabotarea campaniei de vaccinare. Nu pot să-mi asim riscul ca AUR, prin USR, să îngreuneze această campanie de vaccinare. Nu vreau să-mi asum acest risc. Nu știu ce vrea să facă AUR la celelalte ministere, ce li s-a promis lor. Niciodată nu voi risca sănătatea românilor, pentru că USR a făcut o alianță cu AUR și noi nu știm ce le-a promis. A legitimat un partid care este împotriva vaccinării. I-a pus lângă USR. Vă dați seama că ce se va întâmpla acum încolo? Mesajul nostru pro-vaccinare va fi acoperit. Pentru că, uite, AUR este ok, este lângă USR. Ce tot spui tu? Uită-te la AUR, spune că nu e bine să te vaccinezi. USR este lângă ei, îi aprobă și așa mai departe. Președintele PSD Marcel Ciolacu neagă orice fel de blat cu privire la moțiunea de cenzură împotriva guvernului Câțu. Chiar dacă PSD-iștii nu au votat moțiunea USR Plus AUR, Ciolacu este sigur că actualul guvern nu mai are sorți de izbândă. Ce să-mi oferim eu, Iohan? Mai mult decât mi-au oferit români. N-am, domne, n-am dosare penale, n-am furat, trăiesc din salariu, ghinion, sunt un om normal, am o familie normală. Ce joc, ce să-mi ofere mie Iohannis în acest moment? Ce poate să-mi ofere mie Iohannis și colegilor mei ca eu să fac o înțelegere cu Iohannis? Pe ce să fac înțelegere cu el? După ce a vrut să distrugă PSD-ul. Totodată, Marcel Ciolacu a susținut că nu poate fi acuzat nici de un blat cu USR-ul, pe care îi consideră niște șantajiști. Despre ce blat discutam astăzi dacă eu să spunem că moțiunea ar fi ajuns în Parlament și aș fi votat cu USR-ul Școu. Cum de altfel am și anunțat. Astăzi am umblat cu USR-ul. Spuneau cei de la PNL. Nu vedeți că oamenii nu
USR-ul niște șantajiști vor să scape de Câțu, să revină și să revină pe cai mari. Eu nu creez precedentul pe care l-au creat tot ei în Parlament cu aurul ce se întâmplă acum. Dacă se supără iar USR-ul și vin iar la comoțiune, e iar în guvern miniștri, iar cu secretari de stat, iar cu prefect. Că, domnule, n-am săturat de Orban, dă-mi. Îi punem și lui ăsta o moțiune de jos. Băi, PSD-ști, ia veniți, mă, să-l dăm și pe Orban jos, că noi ne-am săturat de asta. Cum pot să girez eu așa ceva și neconstituțional? Guvernul Cățu-i căzudu. Știu și eu, știi și dumneavoastră. Guvernul Cățu mai are 38 de zile. Tic-tac-ul, AMR-ul guvernului Cățu a pornit când l-a schimbat pe Stelian de la justiție. Are în, e articolul 47 din codul administrativ, trebuia în 5 zile să vină cu o nouă propunere de ministru. În momentul, cu adevărat, trebuia să vină cu o nouă propunere de ministru din compoziția guvernului, de la USR. Neavând, a pus un interimar pe 45 de zile. Atunci tic-tac-ul a pornit. Între timp, aflat într-o vizită oficială în Elveția, președintele Klaus Iohannis transmite că actuala criză politică nu este deloc îngrijorătoare. De asemenea, tot el a mai declarat și că investitorii elvețieni ar trebui să vină în România într-un număr foarte mare. Chestiunea guvernamentală nu este absolut deloc îngrijorătoare. Avem un guvern care merge mai departe, chiar împreună cu mine este domnul ministru al afacerilor externe și știu că cei doi miniștri de externe au avut de asemenea o discuție foarte bună împreună, deci din acest punct de vedere nici o îngrijorare. Declarația a fost făcută de Iohannis în Elveția, unde s-a întâlnit cu omologul său, Guy Parmelin. Cei doi șefi de stat au vorbit și despre relația bilaterală dintre cele două țări. Aspectele economice au constituit o parte semnificativă din dialogul pe care l-am avut cu domnul președinte. Avem investiții foarte importante și de mare succes, investiții elvețiene în România, și acest trend va continua. Iohannis a anunțat totodată că președintele elvețian va efectua la rândul său o vizită oficială în România anul viitor. România și astăzi rămas bună de la unul dintre cei mai mari artiști. Ion Caramitru va fi condus pe ultimul drum la ora 12. În drumul spre cimitirul Belu, trupul neînsuflețit al fostului mare actor se va opri pentru câteva momente în fața teatrului pe care l-a servit timp de 16 ani. Ion Caramitru va fi condus astăzi pe ultimul drum. Înainte de a ajunge la cimitirul Belu, trupul neînsuflețit al artistului se va opri în fața Teatrului Național Ile Caragiale, acolo unde va fi aplaudat pentru ultima dată. În drumul de la Biserica Visarion spre cimitirul Belu, cortegiul cu trupul neînsuflețit al celui care a fost Ion Caramitru se va opri în fața Teatrului Național Ile Caragiale pentru a ne lua rămas bun de la el și a-i aduce ca omagiu aplauzele noastre. Anunțat reprezentanții teatrului pe Facebook. Ion Caramitru va fi înmormântat pe Aleea Actorilor din cimitirul Belu, acolo unde se odihnesc și alte mari personalități ale teatrului românesc. Marele artist s-a stins din viață pe 5 septembrie, la vârsta de 79 de ani. A avut 10 de apariții pe scenă și în numeroase filme, a înregistrat mii de minute de poezie și de teatru radiofonic. Din 1990 a condus Uniunea Teatrală din România și a fost unul dintre cei mai străluciți interpreți ai teatrului lui Shakespeare, fiind recunoscut printre cei mai buni 10 actori din lume care l-au jucat pe Hamlet. Caramitru a primit titlul de doctor honoris causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. În 2017, marele actor a primit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler și a fost decorat cu Ordinul Soarelui Răsare, cea mai importantă distincție japoneză destinată cetățenilor străini, acordată în numele majestății sale, Împăratul Japoniei. Elevii se întorc la școală pe 13 septembrie, dar situația vaccinării nu este tocmai grozavă. În lunile de vară, doar 8.000 de profesori s-au mai vaccinat și s-a ajuns la un total de 61% din numărul angajaților din sistemul de învățământ care s-au imunizat împotriva virusului SARS-CoV-2. Aflat în platoul B1 TV, Sorin Câmpeanu a anunțat că vor fi organizate campanii de vaccinare și în unitățile de învățământ.
Avem 193 de mii de angajați vaccinați. Avem un plus de... Cât înseamnă asta, domnule ministru? 61% din totalul personalului din învățământ. Deci n-a crescut foarte mult de la acum luni, dacă nu mă înșel, când erau ultimele. Puțin. Era 185 de mii. A crescut cu puțin peste 8.000 de persoane. Cu 1% să fi crescut? Da, aproape 3%. 3%. Bun. Oricum, 3% pe perioada verii e o creștere, dar este mică, este mult mai mică decât cea la care speram. Din cauza regulilor de GDPR, ministerul nu poate să spună nominal care profesori sunt vaccinați și care nu. Astfel, Sorin Câmpeanu îndeamnă elevii să respecte măsurile de siguranță și anunță chiar campanii de vaccinare în unitățile de învățământ. Vom duce vaccinarea cât mai aproape de elevi și de studenți. Există disponibilitatea de a organiza din partea CNCAF, colonelul Valeriu Gheorghiță, echipe mobile de vaccinare care să meargă în fiecare școală și în funcție de numărul de elevi ai căror părinți își dau acordul informat cu privire la vaccinare, să dimensioneze echipele. În cazul în care școlile nu au cabinete medicale, Sorin Câmpeanu a spus că vaccinarea elevilor și a profesorilor s-ar putea realiza cu echipe mobile de vaccinare. Reamintim că în localitățile în care incidența cazurilor de COVID este de peste 6 la 1000 de locuitori, atunci școala va trece înapoi în sistemul online. Un buzoian de 54 de ani a fost protagonistul unei întâmplări amuzante. Câteva vecine l-ar fi călcat pe nervi pe bărbat, așa că acesta a decis să se răzbune și a stricat băncuța pe care stăteau femeile la vorbă. Vecinele spun acum că sunt obligate să stea toată ziua în casă pentru că nu mai au loc de întâlnire, iar localnicii din sat nu înțeleg gestul bărbatului. Supărat pe vecinele din sat, un bărbat din Buzău a găsit un mod creativ pentru a se răzbuna. Femeile ar fi stat de vorbă cât e ziua de lungă pe o canapea la drumul mare, chiar la câteva case distanță de curtea buzoianului. În miez de noapte, bărbatul a decis că este timpul să distrugă locul de întâlnire al vecinelor, așa că a luat un bidon de ulei și l-a vărsat pe banca pe care stăteau femeile. Omul s-a uit în stânga, s-a uit în dreapta, dar nu realizează că e și camera în dreptul lui. Un angajat al primăriei a văzut imaginile, apoi le-a încărcat pe internet. Localnicii, dar și polițiștii au aflat rapid cine este răspunzător de această faptă. Oamenii din sat îl condamnă pe bărbat și spun că nu înțeleg gestul. Și vine femeile acolo și la omul un altă îți povestește și el ce face săraci. Numai stai, numai și nici în casă nu poți să stai. Am ieșit ieri de atâta. Ieri și m-am reîntors înapoi. N-am avut de ce să mai stau. Acolo stăteam acolo. Una, o vorbă, una până la biserică, nu știu, ai că ai fost la biserică, n-ai fost. Ne vorgheam așa, de ali bătrâneți. Bărbatul a fost chemat la secția de poliție din sat și pus să dea socoteală pentru fapta sa. Dar ce v-a făcut băncuța? Ce s-a deci așa am fost eu în timpul acela. Erați băut? Da. Regretați acum? Nu, corect, regret orice. Dar știți că acolo doamnele băbuțele nu se mai pot întâlni din cauza dumneavoastră. Asta e cu altă situație, domnul. Făptașul a recunoscut totul și le-a spus oamenilor legii că a recurs la acest gest după ce a trecut pe lângă vecinele sale, iar mai multe dintre ele nu i-au răspuns la salut. Păcălit de iubit, un bărbat de 72 de ani a încercat să își pună capăt zilelor. Tentativa a avut loc în miezul zilei la o pensiune din Baia Mare, acolo unde bărbatul venise tocmai din Iași pentru a-și cunoaște partenerul. Numai că la scurt timp după întâlnire, iubitul i-a furat banii și s-a făcut nevăzut. Incidentul s-a petrecut la o pensiune din Baia Mare. Un bărbat a început să strige și a amenințat că se aruncă de la balcon. Alertați de comportamentul bărbatului în vârstă de 72 de ani, administratorii pensiunii au cerut intervenția autorităților. La fața locului au ajuns rapid mai multe echipaje ale serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale, dar și un negociator al inspectoratului de poliție al județului Maramureș. Prezența autorităților l-a enervat și mai tare pe bărbat. Alo? Până acum poliția română m-a forțat, m-a împins ca să știu. Vedeți cum procedează? Mă strânge de gât, mă forțează. Totul ar fi pornit după ce bărbatul ar fi fost păcălit de iubit. În vârstă de 72 de ani, acesta i-ar fi dat 500 de lei unui bărbat pentru care venise în Baia Mare tocmai din Iași. Numai că acesta a dispărut cu banii și l-a lăsat baltă pe ieșan. După incident, bărbatul va mai petrece timp în Baia Mare. El a fost preluat de un echipaj al ambulanței și transportat la o unitate medicală din zonă pentru investigații de specialitate.
Informații externe. Acum au avut loc primele evacuări după retragerea trupelor americane din Afganistan. Întreaga operațiune s-a petrecut aseară după ce guvernul american a obținut angajamentul talibanilor de a permite evacuarea altor câteva sute de persoane. Zborul, care a decolat de pe aeroportul din Kabul, a aterizat la Doha. Aproximativ 113 persoane au fost evacuate de pe teritoriul afgan, printre care cetățeni americani, canadieni, germani și ucrainieni. Aeronava Boeing 777 Qatar Airways a decolat joi seară de pe aeroportul din Kabul și a avut ca primă destinație aeroportul din capitala Qatarului. Este prima evacuare în urma retragerii trupelor americane din Afganistan. Aceasta a fost posibilă după ce Statele Unite au încheiat un acord cu talibanii pentru evacuarea a aproximativ 200 de cetățeni străini. Înțelegerea vine la câteva zile după numirea unui guvern provizoriu în Afganistan, care a fost privit cu ostilitate de țările democratice. Din acestea fac parte și persoane controversate, inclusiv cetățeni căutați în urma unor acte de terorism. Guvernul Statelor Unite spune că talibanii au dat dovadă de cooperare pentru plecarea cetățenilor americani și a rezidenților permanenți legali către Statele Unite. Tot americanii spun că insurgenții au demonstrat flexibilitate și profesionalism în concretizarea evacuării post-retragere, se arată într-un comunicat emis de Casa Albă. 124.000 de persoane au fost evacuate din momentul în care Afganistanul a căzut în mâinile talibanilor. Acest număr include atât cetățeni străini, cât și afgani care au colaborat cu diferitele administrații din perioada ocupației NATO. Ceremonie emoționantă de rămas bun pentru fostul mare actor francez Jean-Paul Belmondo, care s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Francezii, în frunte cu președintele Emmanuel Macron, au mers în număr mare să-și ia la revedere de la renumitul actor. Francezii au ținut o ceremonie fastuoasă în memoria fostului actor Jean-Paul Belmondo. Evenimentul a adunat mii de oameni, printre care politicieni și cunoscute nume din lumea sportului. Președintele Emmanuel Macron a fost și el prezent la ceremonie și a ținut un discurs emoționant în memoria fostului artist. Președintele l-a descris pe Belmondo ca fiind o vedetă de neegalat a cinematografiei franceze. Totodată, șeful statului a amintit și că actorul a constituit un personaj important pentru scriitori revoluționari precum Jean-Pierre Melville, Alain Resnais și Claude Chabrol. Mii de francezi au asistat la ceremonia de rămas bun. Numărul oamenilor care au vrut să-i aducă un ultim omagiu a fost atât de mare, încât autoritățile au fost nevoite să amplaseze ecrane pe care să poată fi urmărite ceremoniile. Jean-Paul Belmondo a fost un personaj important în cinematografia franceză. Legendarul Bibel, cum mai este cunoscut actorul, a jucat în aproape 80 de filme, iar prestațiile sale nu au trecut neobservate. Jean-Paul Belmondo a fost nominalizat la premiile BAFTA și recompensat cu trofeul César în 1989 pentru interpretarea din Itinéraire d'un enfant gâté. Actorul s-a născut în luna aprilie a anului 1933 și făcea parte dintr-o familie de artiști. Tatăl său provenea din Italia, acolo unde era cunoscut pentru sculpturile sale. Final de oră, doamnelor și domnilor, sunt Luiza Cergan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire din nou la jurnalul orei 10. Acum urmează emisiunea Ritmul Sănătății. Rămâneți pe B1 TV.